Salutare, oameni buni, și bine ați revenit pe Lanseta cu Lunetă. Sunt din nou pe Chilia, unde am fost cu băieții data trecută, doar că de data asta sunt cu fratele Soare și cu fratele lui. Salut. Nu știu, s-a dus pe pădure să caută un văț mai lung, așa. Vrem noi să facem o combinație aici, să prindem niște obleți. Locul, după cum știți, super, super. De data asta voi pescui aici, pe zona asta, pe malul ăsta. Marfă deloc. Marfă deloc. Ne-am pus și noi câte o bericică. Gata, Soare, nerăbdător să-și facă lansetele. Nagațaca, țaca, țaca. Avem vreme bună, m-am uitat și pe meteo. Știu, mi se pare că Dunărea a fost în creștere. Nu știu, acum o să pun un bețișor să văd care-i treaba, dacă crește sau scade. Nu mă uit niciodată pe internet, pe cotele apelor. Doar așa mă mai orientez uneori să văd. Băi, crește, scade. E tulbure, e limpede. N-am întâlnit gunoi aici, doar puțin puf așa de la plop, niște frunzulițe, foarte puține gunoaie pe monturi data trecută. Agățături, acolo unde am pescuit eu n-am avut nicio agățătură, n-am pierdut nicio montură. Nu știu aici, pe zona asta, băieții, dacă au pierdut atunci, mi se pare că s-au agățat odată de două ori, dar sper să nu se întâmple. Mal abrupt, 7-8 metri adâncime, cred că fix în mal aici. Poate punem și noi mâna pe o captură adevărată. Da. Să bem paharul de bere așa în liniște și mă pun să-mi fac și eu lansetele între timp. După care suntem pe el. Ia să vedem ce va urma. Am văzut. La îmbucătură asta. Haide, mă, iau. Hai că mi-a dat emoții ăsta. Bă, ce mi-a dat și mie așa, Cristi, de dat. Haide, mă, iau, bă. Suntem pe el, tată. Vreun rac, vreun ciopic, ceva? Posibil. Ce să fie, bă? Posibil, acum, rămâne de văzut dacă apucăm să articulăm. Lansetă cu lunetă pe felie, direct. Să fii și mai anglit, oare, mă? Oare. Nu știu. Mai bă, nu e acolo, mă. E pe el. Ai pus prea mare, mă? Oare și bază lânghită? Frate, jumătate de oblete și ne pun. Jumătate ai pus tu, jumătate... Facem economie, nu prea prindem obleți. Uite-l, mă, uite. Stai bagabeu. Da. Se lasă greu ăsta. Se lasă greu. Revenim cu captura. Va urma oricum. Ce emoții, ne-a dat, a tras tare prima dată. Da, a tras. Bă, dar ce trăsătură, bă! Da. Ce trăsătură a fost, bă, Soare, iarăși, bă, ne-a păcălit, bă, de nou, bă. Faci pe porumbeala sau pe ce e? Pe porumba asta, da. Și așa faci... căzărare pe ăstea, trăsăturile, da. Ne și păcălește. Șalou, mă! Am bucătură, na! Bine, bă! Bine, bă, Soare, bă! Și azi că e moacă, prima oară cum făcea așa, țic, țic, țic! Bravo, bă! Hai ca spar gheața să vină țuica! Bine, bă! Bine, bine! Pașută pe asta cu lunetă pe toți! Bam, bam! Veselie în sfârșit! Ăsta-i, mă! Ăsta e pe șalou, Soare, azi, mă! Astăzi e pe șalou, Soare, ce să mai... Haide, Soare, hai să vedem! Unul frumos, mai frumos decât ăla, așa? Nu. Ba da, mă, mai frumos ca ăla. Uite-le. Haide, vino la tate aici. Șoare, ce să mai... Ce mai place, bă, în bucătura? L-ai omorât. Hai, mă, care ai fost, mă? N-a fost bine niciuna? Bă, nu văd, bă. Dar a fost trăsătură frumoasă. Haide, bă. M-am lecut mătura aia de șalou. Nu pune, mă, broască, pune, mă, bucătură. Lasă-mă să pună broască, că e și somn aici.
punem diversificat, nu fi nebun. Mamă, ce trăsătură am avut și noi mai devreme aici. Da. Ce facem, mă, senzorul ăsta, ai văzut? Doarme, mă? De ce... Sau nu mai are baterii? Nu știu de ce, domnule, iartă-mă. Eu așa zic, că e. Cred că s-au agăsat amândouă. Da, de tras a tras. Uite-l, mă, plăticuțul, mă. Bă, dar unde-i miciogul, bă? A, miciog, adu-mă, miciog, adu-mă, miciog, mă. Adu-mă, adu-mă, miciog. Lasă-mă, adu-mă, miciog, mă. Băi, nene, băi. Măi, nu mai mai fenta așa. Pe tablă care e între tu acum. Uleliu. Hai că o ținem așa. Cu șălăi ăia. Bă, dacă ai luat-o pac de dedesubt, nu mai scapă nicăieri. Hai, mare un acțiune. Pac-o acolo. Ja. Gata, mă, nu, ia mă. Ce să. Bravo, frumos. 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 Așa. Frumoasă plătică, mă. Are chiar. Nu? Are, cred că da. Are, 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 are. Bă, dar ce plătică mare, ia uite. Deasupra cealaltă asta are. Să nu... Ia stai așa. Ia uitați. Are, are, are. Uhu! Tileți! Vă pupăm! Băgăm aici, băgăm la să joc, da, mai avem da, doi, da. Doi șalăi, nu? Da, cum? Facem frumos! Opa, așa! Organizat! Hei, hei! Bine-s! Unu, pe lansetă cu lunetă, fratele meu mai mic, Soare, a scos și l-a pierdut, bă, băiatule, bă! Ce plătică frumoasă era! Pai, doamne, s-a dus în corcoduș. Hop, în bucătură. Opa, opa, șalău, opa. Opa. Opa, opa. Gras curcanul. Da, mare, crezi că fac pe ăsta, bă. Crezi că apari tu pe vlog la Laur. Din somn m-a luat, ei erau cu lansetele mele în brațe, pe acolo, nu știu ce făceau. Da, e, așa, da? Da. Voi la mine, eu la voi. Adevărat. De atât și mai devreme la asta. Frumoasă, mă. E? Da. Da. Păi doar pe la asta cu lunetă, vă așteptăm. Mamă, dar ce somn am. Frumos. În partea, plătică la un kil jumat s-a dus, a prins la urică, dirta și alău. Hai, Tarzan! S-a agățat montura de o creangă când au scăpat plătica, a luat o montura în sus. Mamă, asta e peripeție, mă. Da, e și un bec de creangă, n-am mai putut să-l dezgațe. Ia să-i facem proba la baterie, mă. Avem diseară lumină sau nu avem? O, pleacă, mă, de acolo, mă. Oh! Hai să vedem cum îl dăm pe Manu jos din copac acum. Hai, Soare, las-o așa că ne ocupăm de ea după aia. E, na, stai așa. Manu, rezistă! Rezistă, Manu, fii puternic! Bă, nu mai tăi, ia, bă, ce mai tai, tai copacul cu tine. Își taie copacul de sub picioare ăsta, bă. Mugri. Frumos. Hai să agățăm iarăși. Au fost 2-3 trăsături acum de după amiază. Sperăm să punem și noi mâna pe încă un pește măcar. Câte ceasul? E 7 deja. Mamă. Iau invers, Manu. A stat invers, toată ziua, a stat. De ce? Păi așa. În așa hal încât mi-a dat somn. Pur și simplu eu am adormit, ce să mai. Am dormit și pe așa, jos, pe izopren și pe așa. Și prin hamac. Copacul în brațe. Hop, așa. Așa, e copacul în brațe. Nu prindem obleți. Așa. Nu știu, sunt foarte rari obleți. E, mă? Bă, s-ar putea să fie o plăticuță ceva. Ai dat drumul? Ai dat drumul. Da, da, da. Ia să vedem, mă. Băi, dar prea atras, mă. Uite, mă, e ceva, mă. E, mă. Hai, de, mă. E frasul ăla altă care a scăpat-o, frate. Ia, ajută-mă puțin, Soare. Ia. Asta nu e plătică, e barcă. Ține puțin. Am scos peștele de la apă. Avem o plătică, o batcă, doi șalăi și mai este încă unul la ladă care l-am executat mai devreme. I-am dat sare pentru că se dăduse cu burta în sus. Trăsături nu mai avem.
Nu știu ce s-a întâmplat cu el, a stat de tot. Poate la noapte, poate spre dimineață, sau poate mâine, o vom vedea. Trebuie să meargă ceva. Mai mișcă. Frumos, avem o plătică la tablă. Marea plătică. Trebuia să mai fie una, dar au scăpat-o băieții. Da, e în copac, bă, frate, ce fel s-a... Ce fel s-a agățat, în tura aia. Și aici avem un șalău. Mai avem încă unul. Îl fac și pe dânsul. Frumos, repede acum. Da, și mai avem încă unul. Ăla-i tăiat. L-am pus la sare, dar îl lăsăm lui soare, că e dreptul lui. El e băiat cu șalău. Da, eu zic că mai prindem până dimineață. Ăla ți se cuvine, mă, soare? Care, mă? Ăla. La mare lei, care l-am tăiat. Măi, măi, pe tine, gata, la băgămaice, pe frate. La salamură, la bătaie. Băgămaice, la treabă, da, cum? Nu știu cum e problem, mamă. Bătaie și pe la mare? Normal. Oh, dar chiar că se vede frumos. De-acum începem să miroasă. Mhm. Deci suntem wild, fraților. Eram fundat acolo. Aha. Acum e bine. Frumos. N-avem trăsături. Miroase a poftă bună. Nu? L-avem pe fratele Soare. E acolo. Ia, uite-l. Bau, bau. Îmi scrie pașamanul? N-are niciun stres. Pașaman, de nou, că cu țânțare mă cer. Au ceva, spune. Ia auzi cum miroase peștele. Ia zi, mă, zi ceva. Bine, bă! Adevărat. Ce fel a ieșit? Pânică, pânică. A ieșit? A ieșit, băieți? Bază pânică, pânică. A ieșit. Ia, mă. Plătica e aproape gata și asta. Ce crustă frumoasă, nu? Eu acum îți dau lumina, știi? Bravo, bravo. Îți dau lumina ca să... Ce crustă mișto a făcut, nu? Șalău. Avem acolo, să se apucă. Da, deja servesc eu cu comanul, deja suntem aici pe plătica asta. mai trătim și un șalău, am zis să-l punem pe diagonal așa, punk. Da, bă, dar e puțin pământ acolo pe colț, vreți? Dă șalăul, nu mai promite. Dau la parte. Da. Îl băgăm. L-am lăsat acolo în apă, în găleată, să semneci. Vreau să vedem, e adevărat. Asta mai... Cum a fost plătica asta, cum e și afară? Ai văzut, nu? E bine. Eu zic să-l facem așa, la temperatura asta, zi. Așa, doar la jarul ăsta, așa, moale, așa, știi? Da. Să se facă așa, slow. Nu? Se facă așa, încetişor. Beton acum. Mai e jar acolo o grămadă. Bă, dacă... Păi și plătica, cum e plătica, mă? Belea, mă? Hai, veniți să mâncați. Ia să vedem ce tot sună senzorul ăsta. Bă, nu? Nu-i prea pare. Simt ce zic. Nu-i prea pare, nu? Cărlui Google. Am mâncat porumb. A, porumb are? Porumb aveam asta. Poate fum pe nas, nu? Am scos balaur de pe grătar. Gata, da. Fraților, dăm în el și ne auzim dimineață. Da, adică mare, în câteva momente. Gata, oameni buni, suntem din nou pe el. Vedem care-i treaba azi. Da, seara se auzea la vecine acolo. Vai, mamă, am zis că nu-i adevărat. Bă. Dar m-a scos din cort, bă, ești nebun. Am zis, bă, e la noi, știi? Am crezut că sunt peste aici. Am mers până la ultima acolo, zic aia, la îmbucătură acolo, știi, zic, mamă, vreun șalău ceva. De unde? Vai. Am dormit bine, n-au fost țânțari. Gata, fraților.
le-am scos pe toate. Am pus momel noi. Erau pline de puf și de frunzulițe pe fire. Abia puteai să recuperezi. Sunt aranjate frumușel acum, așteptăm trăsăturile. Sperăm să intre și azi un pește doi. Ieri au intrat pești chiar frumoși. N-am avut țânțari azi noapte. A fost călduț. Da. S-a dormit bine. Hai băiat. Hai cu noi. Am făcut ochi târziu. Pentru că din nou m-am pus să dorm târziu. Le-am mai supravegheat și azi noapte. Plus că pe la vreo două noapte așa tot auzeam un clopoțel, zic, băi, nu se poate, e de la noi. Am crezut că e de la ultima lansetă de acolo. De unde? Că era de la vecin, după salce, dincolo. Le-a bătut un pește la ușă acolo, de a nebunit. Trăgea în continuu. Tras urât. Sculași întregă. Este, mă. Adu-o la mare. Adu-mi ciobul. Hai, Manu, să luăm o plătică mare de aici. Hai, dacă tu nu ai ajuns, Manu, în acțiune cu... Hai că-i babană. Cu asta tu vici cu miciocul. Babană, Manule. Vezi pe partea aia, vezi pe partea aia, așa. Ah, bă, ești nebun. Bă, ești nebun. Vezi dacă băgai rămâne agră, Manule. Ia uitați-vă, mă, fraților, ce e aici. Și că mănâncă ca haplea, nu? Da, ce-a tras, da. Ce-am zis, să bag rămă neagră în cârlică, râmele roșii le tot halea. Ia uitați ce prichin, del de somotel. Hai, dă step-ul. Dă-i drum. M-a piotul. Ce urât a tras, bă. Parcă era, a? Este, vină cu acum, nici o soare, te rog. Stai, o frate, acum. Tot mocuțul are... Cred că tot mocuțul, că ea trage așa. Hă? Nu. Asta, da. Ha. A intrat lansetarul. A intrat lansetarul pe felie. Este, o, o plătică de aia frumoasă. Da? Aha. A intrat la setarul pe felie. Râma roșie o fura prea repede. Așa, să mai groasă și prea poate. Am pus râma neagră, dar tot la fel pe cârlică, ca și cum ar fi râma roșie. Se chinuie la oblet acolo să mă facă, da. Să vedem cât de ambițios este. Bă, ce stil are, bă, a întins de două ore, ai văzut? Și atât, mă. Ce stil are, cred că e mic, mă. Poți să fie și mic, poți să fie și altceva. Vreun rac, ceva? Rac, vreun liban. Dar am pus, zic, cârligul mai sus, așa, știi, nu e la sol, știi?
Nu prea ar trebui să ajungă racu așa la el, una cu două. Cine știe acum ce stilul avea? Nu avem trăsături pe porumb, nu avem deloc. Deci deloc. Nu știu dacă am luat vreun pește la porumb. Nu am luat teste. Și dacă n-au stat lansetele în apă pe porumb, maxim. Ca niciodată. Am pus și porumb fermentat și porumb de pe cocean. Ăsta e a meu, da. Fiți atenți, Laurus. Ăsta e vaporul meu, dar l-am vândut că nu mai aveam bani de momeală. Și consuma și mult. Mergeam cu el la pescuit înainte, până delta Dunării, dar nu mai m-am... M-am săturat să tot investesc și să nu produc nimic. Deci nu avem nicio trăsătură, fraților, îl așteptăm. Le-am tot scos, le-am tot verificat, am zis că na, ca ciugulii pe acolo, pe încărlige, una alta, nimic. Stau lansetele degeaba. Am avut câteva încercări aici la șalău și băieții la fel aici mai devreme au avut câteva încercări, dar doar atât. Astăzi a tras o dată de două ori și a lăsat. M-am enervat, le-am scos de pe râmă neagră, le-am pus pe porumb, le-am pus pe bonduiel de data asta. Deci sunt patru lansete pe bonduiel și două pe oblet. Nu vrea să miște deloc. Nu e ziua lui. Ai, ai. Noi îl așteptăm în continuare. Dacă peștele... Dacă peștele nu vrea porumb... Îl luăm lui ca desert. Am dat-o noi porumb cop, mă, fraților. Bă, dar-i bun, mă. Mergi, mă. Bă, frate, tu știi de când n-am mai mâncat porumb cop? Cred că am ani de zile, frate. Serios? Și uite, anul ăsta nici măcar de ăsta, fiert n-am mâncat. Numai la pește m-am gândit, să-i dau numai... Nu știu ce se întâmplă, cred că se întunecă. Ne-am uitat puțin pe internet, arată ploaie, zice Manu. Să vedem, o să sun la Tulcea imediat. După ce mănânc porumbul ăsta, să întreb pe acasă care e vremea, cum se prezintă. Oricum, norii cam dincolo vin, nu? Da, dar faptul e că poate să plouă aici, să plouă acolo. Da. Și nu s-a mai întrebat, ploua în cartier, la noi și ploua pe Isaac, ce era soare. Ce ne-am mai văzut? Te dăm cu porumb, frate. Gata, oameni buni. Încet, încet ne punem să strângem. În mare parte tabăra am strâns-o. Au mai rămas pe aici lansetele. Ce mai sunt pe aici? Momeli. Și cam asta e treaba. Nu știu, încolo, înspre Tulcea, cam întunecat cerul. Am vorbit cu cineva de la Nufărul și că burează puțin, puțin. Ne punem și noi să strângem. N-are rost să ne prindă ploaia pe aici. Nu e mult drum negru, dar totuși. Sau nu cumva să avem probleme. N-am decât o plătică la sajoc. Ia chiar că să o eliberez. N-am vrut să tragă, fraților. Dacă n-am mai vrut să tragă azi, n-am mai vrut. Ce să-i facem? Asta este. Când vrea, vrea, că nu, nu. Oricum au intrat câțiva șalăi, ne-am făcut pofta, nici nu ne așteptam la atât șalăi și au mai fost și trăsături frumoase pe lângă, dar n-a vrut. Mai mult n-a vrut. Dar plătica e frumușică, mă. Stai, mă. Stai, mă, că te eliberez, mă, nu mai face figure. Ce e atâtea figuri? Vin un coci. Balerin. Ia uitați ce plătică șmecheră. Alte ori prindeam aici o grămadă de plătici dintre astea. De data asta n-am mai vrut. Dacă n-am mai vrut, n-am mai vrut. Mm-hmm.
Mhm. Vinul la anul. Să crești mai mare, da. Gata, oameni buni. Până aici cu această partidă. Să ne auzim numai de bine și să ne vedem sănătoși pe partea de viitoare. Poate îl bubuim și noi mai tare. De data asta a fost așa și așa. Sănătate la toată lumea.